antropologia a început prin a avea un domeniu, o geografie, să zic așa, nu o temă, o geografie în care, măsura în care antropologia se ocupa de societățile non-europene, exotice. De prin anii 60, în antropologie se poartă sintagma întoarcerea acasă a antropologilor, s-a cam terminat cu coloniile. Deci, la ora actuală, nu se poate spune că antropologia are o temă predilectă, ci eventual o abordare, o privire mai mult sau mai puțin particulară. Și din acest punct de vedere se suprapune cu sociologia ca tematică, ca domeniu. Tot ceea ce este omenesc privește și antropologia, de care plaja antropologiei este extraordinar de largă și cuprinde umanul în general, reversul medaliei fiind că pentru unii antropologi asta seamănă a criză. Deci, iată, antropologia nu mai este un domeniu foarte clar, nu mai are tematica, problematica sa, ci s-a răspândit atât de mult încât își pierde identitatea. Pentru majoritatea, însă, această problemă de identitate nu se pune în termen de criză, pentru că, repet, antropologia păstrează o anumită perspectivă, anumită privire. Deci, poate că ar fi mai corect să vorbim despre privirea antropologică decât despre antropologie ca un domeniu delimitat și precis tematic. Faptul că, mergând în comunități, în triburi, cum suntem obișnuiți să considerăm, unde nu știai limba, nu știai nimic despre cultura respectivă, trebuia să petreci foarte multă vreme cu localnicii ca să înveți limba, ca să te accepte, ca să înțelegi cam ce se face, ce se întâmplă acolo, ca să conviețuiești cu localnicii, pentru că chestionar în tribul Boroboro era mai greu. E această perspectivă mai apropiată, mai interpersonală, mai de durată, rămâne atributul antropologiei. Cu un termen tehnic, să zic așa, se cheamă observație participativă. Adică trebuie să fii alături de indivizii aceia, să participi la viața lor, ca să poți să o traduci apoi pentru alții care nu sunt din acea comunitate. Forțând puțin lucrul, sociologia cu care se înrudește foarte mult este mai degrabă cantitativă și asta în România o știm din sondaje. Bun, asta e altă restricție, sociologia nu înseamnă numai sondaje, dar sociologia se bazează în mare măsură pe date de chestionar. Antropologia trebuie să-i facă teren de durată. Și aici apar avantajele și dezavantajele antropologiei. Avantajul constă în faptul că poți să fii mult mai apropiat, petrecând o bună bucată de vreme cu populațiile respective, poți să afli lucruri pe care nu le spun la prima vedere, lucruri pe care nici nu le știu, pe care le ghicești. Pe de altă parte, devii mult mai subiectiv, pentru că devii părtaș, ești coautorul unei realități care altfel, fără tine, fără intervenția antropologului, poate că nici nu s-ar fi dezvăluit. Bun, sigur că este un element comun cu un jurnalist bun, cu un documentarist bun, toți aceștia știu că trebuie să treacă o barieră. Nu poți să faci un film documentar punând microfonul și camera pe un om, la prima vedere, spune tot ce ai de spus. Că nu spune. Deci există apropieri față de alte domenii și diferențieri majore față de sociologie. Dar este foarte greu și e pedant să spui aici se termină sociologia și de aici începe antropologia. De fapt, este o cercetare bine făcută sau prost făcută. Ceea ce diferențiază astfel breasla sociologilor de cea a antropologilor, tot așa în general, este exact factorul timp. Factorul timp care se vede și în, cum să spun, cererea de piață. Cererea de piață, într-o societate de piață, nu are timp. Time is money. Și atunci preferă să facă un chestionar, o echipă, operator de teren, eventual dacă se poate de la birou, online sau altminteri, care să se termine în 2-3 zile și să poți să ai niște rezultate considerabile rapid, cu riscul de a pierde niște detalii. Antropologul îți va cere totdeauna, dacă nu mă lași măcar 2-3 luni de zile să stau aici și acolo, sau mă rog, unde e cazul să stau, n-am ce să spun și nu mă bag.
drept care și sociologii sunt de 10 ori mai mulți decât antropologii, pentru că răspund mai bine la o anumită cerere de piață. Exact aceeași piață îți dă seama că anumite lucruri nu pot fi făcute sau nu poți să ai date valide, utile, în acest ritm. Dar, repet, sigur că e o metaforă mai mult, mă rog, o evaluare aproximativă, cererea de piață e mult mai mare pentru un lucru cantitativ, care e mai convingător și făcut rapid. Drept care e o imagine în campusurile americane și totdeauna vei ști care sunt antropologi într-un campus că au casele cele mai amărâte. Că nu sunt antropologii, nu sunt chiar vedetele pieței. Yeah.